Salut, prieteni! Dacă vizionați acest video, înseamnă că sunteți îndrăgostiți de aceste flori minunate, cum ar fi orhideile, ca și mine. Deci, sunt Aliona Vlad și sunt modelatoare de floricele, accesorii diferite, articole din argilă polimerică. Și astăzi vă voi arăta ce am modelat eu ultimul timp. Și anume, voi începe cu această micuță orhidee, care este totalmente lucru manual și voi începe de la ghivieci. Ghiviecurile eu le fac pe cale de turnare din materiale pe bază de gips cu adaosuri de polimeri. Polimerii aceștia și sunt, cum ar fi PVA, mai sunt acolo grunturile, latex, acril, aceștia și sunt polimeri. Și deci iată acest uzor plăcut și destul de interesant, parcă e învechit. Noi îl căpătăm, este anumită tehnologie, cum se face, foarte ușor se face. Și dacă observați, avem rădăcini, la fiecare orhidee are așa rădăcini. Pot să vă arăt una, o orhidee vie și o să vedeți că nu se deosebesc. Mi-a reușit să le fac real, ca în realitate. Și floarea cu butonașele, care îți pare că azi nu floresc, dar mâine precis că vor înflori. Acum vă arăt următoarea orhidee, care este de altă culoare. Iată această orhidee frumoasă, cu orhidee mai mărunte, o orhidee alb, galben pal, cu mărginuțele albușoare. Iată, mă dau mai dintr-o parte, mai departe, ca să vedeți cât ea este de mare. Și vazonașul. Vazonașul, acest cuvânt e rusism, da? Voi spune ghiveciul. Ghiveciul este puțin mai altfel, dar folosesc aceeași tehnică. Dar ador la nebunie faptul cum se primesc încrețiturile acestea. Foarte mult îmi place. Și deci până în următoarele luni, cred că eu nu voi schimba tehnica de turnare a ghivecilor, dar o folosi eu mult timp pe aceasta. Iată, această orhidee. Tot la fel are butonașe, care parcă vor mai înflori încă. Am făcut niște încovoieturi așa frumoase, etonat totul în vopsele cu ulei și iată ce frumusețe s-a primit. Vă arăt următoarea. Următoarea este o orhidee albă. Priviți cât de mare este floarea. Practic e cât palma. Această orhidee tot are butonașe. Și mărginuțele le-am tonat cu un roz coral ca să o împrospătăm puțin. Are trei flori cu frunzulițe. Dacă observați, frunzulițele au relief. Parcă este de la frunze adevărate. Dar nu este adevărat. Toate acestea, și florile, și frunzele, totul este modelat manual. Deci și ghiveciul. Ghivecile ele sunt practic asemănătoare, dar dacă privești mai cu atenție, ele diferă la formă, la mărime și deci la textură. Iată orhideea. Și mai am încă orhidei. Încă o orhidee galbenă, cu flori la fel de mari. Aceasta este orhideea împărătească. Florile sunt cât palma de mari. E o orhidee foarte armonioasă. Nu e nici mare, nici mică. Aici totul este perfect. Deci ghiveciul. Ador așa feluri de ghiveci. Totul este lucru manual. Și nu se teme de umezeală, nu se teme de lovituri mecanice. Totul este foarte trainic și
Unicul lucru că dacă se așterne colbul pe aceste floricele, noi cu o periuță uscată le scuturăm puțin, ca și cum am șterge mobila. Asta aceeași îngrijire la aceste flori. Și încă o orhidee. Asta este cea mai mare orhidee, cu foarte multe flori. Are vreo 23 de flori, dacă nu mă greșesc. Tot are butonașe, niște frunze foarte mari, pentru că și orhidee e mare. E mare orhideea. Și ghiveciurile. Acest ghiveci este așa mai... Am pus în material mai mult... mai mulți clipici, aur. Am eu un material care se numește aur alb și deci aici am adăugat puțin mai mult. De asta are și gleanțul acesta. Iată, această orhidee. Deci aceasta este tot pe astăzi. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că v-au plăcut mult floricelele mele și dacă vă doriți să aveți și voi acasă așa ceva, desigur îmi sunați, îmi spuneți, vă jăluiți și eu desigur mă voi stărui să fac și să modelez și pentru dumneavoastră o astfel de floare. Vă mulțumesc mult, o zi frumoasă în continuare și vă mai aștept și la alte videouri pe care eu mă voi stărui să le fac mult mai interesante. La revedere!